Haideți să vedem ce facem astăzi cu colegii noștri de neclintit. Astăzi, pentru că suntem în vacanță, m-am gândit să facem un antrenament mai distractiv, dar și solicitant, bineînțeles. Avem nevoie de niște greutăți variabile, cum ai spus tu, Dani, 59, 56 și Cătălin. O să luăm loc în... O să luăm loc în planșă, da? Hai, începe cu un exercițiu mai solicitant, o combinație între tonifiere și cardio, apoi o să facem stretching. Luăm loc în planșă, Amalia, la distanță de un metru unul de altul. Așa. Perfect. Cătălin cu picioarele apropiate în planșă, privirea în fața Amalia, abdomen încordat, fesierul strâns. Da? Așa, perfect. Stau, sprijin pe palme. Umărul să fie sub palmă, sub palmă. Privirea în față, exact. Așa, bravo. Și acum cel din margine o să vin aici în săritură. Și mergem mai departe, da? Aici Amalia o să stai peste Cătălin și peste Ramona. Fundulețul mai jos. Hai. Perfect. Hai. Bravo, Ramona. Așa. Cătălin, la fel mergi mai departe peste Fede în săritură. Cu cât sar mai sus, cu atât e mai eficient exercițiu. Am o rectificare, te rog. Hai, Ramona, bravo. Indiferent ce spui, dar nu-i mai spune... Ia loc în planșă, Cătălin. Nu-i mai spune lui Cătălin să facă ceva cu fundulețul. Am singura rugăminte din partea... Hai, hai, că Amalia lucrează în timpul ăsta și tu stai. Ramona, hai. Ok. Hai, perfect. Cu ambele picioare. Perfect. Super. Hai, Amalia, încă una. Sus în planșă, Cătălin, da? În planșă o să simți cum îți intră lombarii, fesierul, coapsele, abdomenul, brațele. Hai. Perfect. Rămân în planșă, toată lumea în planșă. Și acum o să facem planșă inversă. Mă întorc pe spate cu fața la cer. Perfect, hai Cătălin. Și iar, hai. 4. Încă una? 3 2 Așa, rămân cu fața în sus. Cătălin, mai repetăm o dată exercițiul în săritură. Hai. Și de data asta vreau săritura cu genoflexiune, adică, ia, stai un pic să-ți arăt. Săritură și cobor. Sus și cobor. Hai să vedem. Perfect. Hai, Ramona, și tu. Ia loc în planșă. Capul pe spate, Amalia. Încerc să stau cât mai relaxat cu fundulețul sus. Da? Asta e mai solicitantă pentru brațe decât planșa normală. Hai, sus. Perfect. La sfârșit aș vrea să facem un stretching micuț. Hai, să ne ridicăm în picioare. Cum s-a simțit exercițiul ăsta? Foarte bine. Foarte solicitant. Da. Mi-a căzut... Cu cât îl facem mai rapid, e încadrat și la cardio, da? Dar acum o să facem stretching cu brațele perfect întinse. Răsucesc. 1, 2, 3, 4 și cobor aici. Spatele drept, piciorcele întinse, la fel. 1, 2, 3, 4, bravo! Ne ridicăm ușor, arcuim spatele și acum o să facem niște poziții tipice din delta de stretching. Pentru... Cătălin, am ales pelicanul debordant. Hai să vedem. Sprijin pe un picior, brațele întinse, stau aici. Da? Încerc să întind cât mai mult piciorul, da? E un stretching pentru coapse, bravo. Brațele întinse, ca și cum mă trage cineva de brațe. Perfect, stai, rămâi acolo. Ramona, avem enotul dezmățat. Sprijin pe palme și în genunchi, hai să vedem. Asta e mai mult pentru spate, arcuind spatele mult și sus. Bombez, exact, hai. Continuă să faci așa. Bravo. Ăsta lucrează foarte bine și abdomenul. Pentru Amalia, ce să propun? Barza. Barza în delir. Cum ți se pare? Hai să vedem. Aici, brațul întins. Și Dani, dacă mă auzi acolo, am o poziție și pentru tine. Da, care am ar o poziție fi acest... și pentru tine. Cormoranul mic, dinamic. Dacă poți să o reprezinți, te rog. Eu sunt cormoranul mic, să-ți fie rușine. Mic dinamic. Credeam că suntem prieteni, eu te-am adus la emisiunea asta. Da. Mă, și pe mine, cormoranul mare sau... Reprezintă poziția un stretching, da? Exact, aia e, perfect. Tac de vârf, mult în față, intră coapsa. Eu mă întind cu câinele. Vă mulțumesc, fetelor. Bravo. Mulțumim, Diana.